Am o mare curiozitate. Câți ani face sărbătoritul zilei și următorul nostru invitat? Pe bune, sunt foarte, foarte curios. Sper să-mi rezolv această curiozitate. La petrecerea lui este în această seară Cristina Șeulean. Bună seara, Cristina! Bună seara, Mihai! Să știi că am diferit exact cum a venit tortul în cel mai important moment al serii. Este o foarte mare distracție aici. Tinu Maxel împlinește frumoasa vârstă de 44 de ani, așa că soția lui a primit să se duce la surpriză. De 44 de ani face Tinu Maxel azi? Da, o să rog. Măi, lasă-mă. Da, Mihai. Bună seara, la mulți ani din partea echipei noi, da, bun. Și-am adus și noi apă plată. Apă plată așa grea? Da, 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 da. E de izvor, de greu, a? La mulți ani, iubire, să-mi trăiești, să mă iubești. Ia dură. Să-mi trăiești, să mă iubești. Mulțumesc. Ne iertați că v-am întrerupt momentul ăsta frumos și atât de important pentru voi, dar... Nu se putea să-l ratăm. Ne bucurăm că sunteți alături de noi în fiecare an. Dă-i ocazia și lui Dinu să-l audă. Sigur. Pe Mihai. Poftim. Pentru că Mihai este surprins de vârsta pe care tu o împlinești astăzi. Alo! Te salut cu drag, Mihai. La mulți ani, Dinu. Măi, în locul tău aș fi scris astăzi peste tot Dinu Maxer 44. Mulțumesc. Dinu Maxer 44. Deci mi se pare cea mai tare reclamă pe care poți să-ți o faci. Da, deci mulțumesc frumos. Aș fi ieșit astăzi dimineață, da, nici cu portavoce. Nu știu dacă să vând secretul sau nu. Mă chem într-o emisiune și discutăm. Aș fi ieșit cu portavoce astăzi în piața universității și aș fi strigat: astăzi împlinesc 44, așa arăt eu la 44 de ani. Bravo, Dinu. Are noroc cu nevastă tânără, Mihai. Are noroc. Eram sigur și că va o mare frică asta de undeva care, dacă din... Auzi, Mihai, cu toții cântă la mulți ani chiar în acest moment. Uite-l și pe Andreas acolo. Bravo, să se împlinească! Pare rău. Te-ai ars? La mulți ani! Ce-ai pățit, Andreas? Mama, stai aici cu asta. Ți-ai pus și tu dorința acum de ziua lui tati? Ce dorință ți-ai pus? Ce dorință ți-ai pus? Adică ce să-mi doresc? Da. Uite, zic eu ce, îți dorești să vadă odată tati cadou pe care mami îl ascunde de atâta zile? Ba nu! Să nu spui că în momentul ăsta vei primi cadoul de la Dea. De atâta zile, dacă vreți, vi-l arăt acum. Adică tu nu i-ai dat cadou, așteptai, da, să-l dai să acum arăt, în direct? Mă duc acum, mă întorc repede. Hai, până se întoarce Dea și mai nu, vorbim nu, noi nu, puțin și cu a făcut Dinu. Lucrul ăsta. Vreau să căutați o poză cu Dinu Maxer din perioada AXA, pentru că eu am mari dubii în legătură cu faptul că omul ăsta nu aici e cadou. S-a ridat, nu s-a... Vreau să văd diferența. A venit cadoul! Ce e acolo? Nu cred. Ia uite, mă! Vai de mine, Dinu, dar ce se întâmplă? Hoverboard-ul. Stai, hoverboarding. Este o mamă! Hai, trebuie să-l încerci! Da, dar nu știu! Te-ai mai dat pe nebunie din asta? Da, să te ții. Dea, trebuie să-l ajuți? Da? Ține-l de mână, Dea. Bai, nu, deci nu vreau să se întâmple deci, ceva. În exclusivitate, Dinu Maxer, încearcă să-și rupă gâtul. Pe bune, ai ieșit din prima? Hai singur, Dinu! Așa? Nu, mai și mă țin prietenii mei, Fabian Sanchez și tocmai văd. Mă las și pe mine, hai, că eu mi-am luat eu jucării. Și pe tine avem nevoie. Vrea și Dea, vrea și Andreea, toată lumea vrea pe această jucărie. E joaca noastră acum. Dea, cumva ai luat acest cadou de fapt pentru tine? Eu l-am luat pentru mine, n-ați înțeles. Vreau să învăț să dansez oriental pe hoverboard. Wow, ar fi foarte tare, ia. Hai să vedem. Nu. Auzi, poate mai făceam una, Mihai, ca tu cu scara. Exact, tocmai de-aia v-am zis, atenție la neatenție. Vă spune pățitul. Dea îndrăznește, este foarte îndrăzneață. Bravo, Dea, hai aici să ne mai... Dinu. Îți dai seama că i-am urmărit bărbații care o susțineau pe Dea acum. Vă las să vă jucați imediat, dar până atunci aș vrea să vedeți poza cu Dinu. Nu mi-ai zis dacă îți place cadou. Când era AXA? 2099-2000? Nu. Nu mi-ai zis
zis, ține-l, te rog, nu mi-ai zis dacă îți place cadou. Ah. Oh, da, 99-2000. Acolo 99-2000. Nostru. Deci au trecut... Ești ca un înger, imaginea ta, marea te cheamă. 18 ani au trecut de atunci, eu am o poză cu tine de atunci și te am pe tine în ecran. Zim ce iei. Ce drăguț! Adică ce consum? Ce spui în mămăligă? Ce spui iau ce fericire. Tată, nu se eu poate la... Secretul tinereții lui sunt eu. Au trecut, și nu sunt modestă. Au trecut 18 ani, omule. Adică nu poți în 18 ani să nu te schimbi. Ei, mai sunt așa niște... Cum se numesc astea? Secrete sau ce? Riduri. Riduri, nu vreau să le numesc eu. Așa, dar adică... una peste alta, cred că secretul este să faci ce-ți dorești și din asta să mai iasă și bani. Tu vei arăta, la 65 de ani, dacă ții tot așa, vei arăta ca Dorian Popa acum. Mami! Bună, mami! A venit cu lasă-mă, că am încercat și când am început pus să pun greutăți mai mari, m-am oprit. Dar nu-i vorba despre asta, stai un pic, că nu-i vorba, viața, nu-i vorba despre pătrățele până la urmă. Nu asta îți dau sănătatea. Dar nu poți să te plângi la 44 de ani, arăți absolut fit, ca să zic. Ce-ți mai dorești? În rest de, în afară de... Eu am zis, Brad Pitt de România. A rămas și așa va fi mereu. A, fiindcă mă întreb tu lucrul ăsta, răspunsul meu este următorul. Un nou hit, un nou mare te cheamă. Nu știu dacă o să mai reușesc, dar asta îmi doresc. Și dacă te întreb eu, ce-ți dorești astăzi la 44 de ani? Sănătate, iubire din partea soției, a fiului meu și a tuturor prietenilor, familiei. Și cred că asta e cel mai important, e sănătate, evident. Ce le-ai pregătit acolo, oamenilor? Ai surprize, ai cântări, ai... Avem numai prieteni dragi, da, da. Deci prima surpriză a fost că Aliana Lua a venit cu noul ei show burlesc. Mi-a cântat Florin Grigore puțin înainte să intrați în direct. Iordanianul tare ca Adam o să ne cânte muzică orientală. Fabian Sanchez, frații din Amita, voi știți, sunt alături de noi. Fiecare de asemenea, de acolo, familia Năsturică o să ne cânte. Oameni buni! Și mulți alți invitați, le mulțumim tuturor că sunt alături de Costin noi. Costin Marculescu a zis că o să cânte. Neapărat, fără Costin Marculescu nu e petrecere. Și vă mulțumim și vouă că ați venit. Cu drag, mulțumim mult de tot. Încă o dată la mulți ani, Dinu Maxer. Maia, 44 de la X-Factor, de din finală. Face astăzi. Mulțumesc. La mulți ani din partea echipei Răi Dabui.